Abia acum când fetița noastră are mai mult de un an, am început și noi să ieșim cu ea câte un pic în lume. Zic un pic deoarece mai mult de 3-4 ore ea nu rezistă și problema nu este în faptul că ea are sindromul Down, e doar o treabă de oboseală. Vă imaginați că aparițiile noastre publice, Beatrice fiind un copil mai deosebit, devine atracția serii și nu poate să nu fie altfel cât de drăgălașă este ea. În schimb, eu am reușit să depistez câteva tipologii de oameni. Primii sunt cei care nu prea înțeleg, dar au auzit că noi ne-am ciocnit cu o problemă la început. Ei se apropie și tare fericiți ne felicită. Ce bravă sunteți, că i-a trecut fetiță tăt, că e o și frumoasă, că crește și sănătoasă. Doi, sunt cei care vin și încă din mers ne presoară cu sfaturi. Unde să mergem? Ce proceduri să mai facem? Cum să ne comportăm corect noi ca părinți? Dar la întrebarea dacă au și ei copii, au zis că da, avem și noi acasă o mâță, un câine de rasă. 3. Sunt cei care ne compătimesc. De multe ori am văzut compasiune în ochii oamenilor și unii dintre ei chiar ne-au zis-o. Ce greu trebuie să vă fie, nu aveți cum să vă distrați, ce chin pe capul vostru. Da, cam așa și este. Acasă doar asta și facem zi de zi. Ne plângem unul altuia de jale. 3. Cei care ne privesc de la distanță sunt oameni care nu îndrăznesc să ne abordeze, gândindu-se că poate ne deranjează. Ba deloc, să știți, iar dacă ați vrea să vă jucați cu Beatrice 5 minute cât să ciocnim noi amândoi un pahar, tare v-am aprecia. Următorii sunt cei care ne ignoră. Nu de puține ori am avut surpriza să dau nas în nas cu oameni cărora Beatrice nu-i părea deloc interesantă. Dar deloc, nici măcar să o privească în ochi sau să o salute. Deși pe noi, da, nu trebuie să ne placă tuturor copiii. Evident, dar cred că o formă de salut față de un omuleț care te privește cu ochi mari, curioși și blânzi e binevenită. Și ultimii sunt cei care se conectează rapid. Sunt categoria mea preferată de oameni. Ei vin, se salută, întrețin discuții tefere și nu analizează de 10 ori pe Beatrice ca să mă întrebe într-un final, dar și la dânsa nu-i normal? Una peste alta e o adevărată aventură să mergi cu Beatrice la o petrecere, iar vouă vă rămâne să trageți concluzie. Din ce tipologie de oameni sunteți?